cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! O nouă cafea de dimineață la Mesagerul de Neam și pe Știri din Neamț. Dacă ieri am băut, să spunem așa, o cafea de un anumit tip, astăzi bem o cafea parlamentară. În sensul că eu o să beau cafea și o să întreb și un parlamentar o să-mi răspundă. Am anunțat de-aseară, invitatul de astăzi este domnul senator Răzvan Cuc. Bună dimineața, bine ați venit în emisiune. Bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru invitație și pentru cafea în același pentru timp, cafea, că nu se poate una fără alta. Aici nu se poate. Sau dacă nu mai trișăm și nu exact vine câte un invitat și eu nu beau cafea, zice, am băut una de dimineață. Zic, bă, găsiți o soluție, puneți un ceai. Punem un ceai în ceașca de cafea, dar se diluează, știți? Da, da. Că era o vorbă. Vin, bei, vin, apă, bei, apă faci. Deci cam așa. E, așa e și cu cafeaua. Domnul senator, mă bucur că ați ajuns în emisiune la noi. De ce? Pentru că vreau să discutăm niște lucruri pe care eu mărturisesc cinstit că nu le înțeleg foarte bine. În ceea ce privește infrastructura în acest prea frumos județ, sau, mă rog, din acest prea frumos județ, pe alte prea frumoase județe din Moldova, sunt lucruri pe care nu le pot înțelege ca la nivel de decizie. Și o să vă rog pe dumneavoastră, care ați fost în funcții de decizie și ați fost și sunteți în județ senator, ca să spunem așa, sub două mandate de președinte de partid. Așa. Să mă lămuriți, uitați. Acum, uitându-mă la dumneavoastră, mi-aduc aminte că eram într-o emisiune aici și mi-ați vorbit foarte frumos, ați venit și cu un plan, cu argumente despre centura municipiului Piatra Neamț. Mă gândeam atunci, pai, ce mișto arată, sunt, uite, asta e varianta asta, mai venise unul cu o variantă. Zic, domne, ne-am aranjat, ne-am rezolvat, la viitoarea campanie o să vină domnul Cuc sau, mă rog, cine a venit, domnul Lazar, domnul Harpa, domnul Bulai și o să spună, domne, suntem în stadiu că, ia că am făcut terasamentele măcar pentru centură. Ce se întâmplă? Acum, într-adevăr, am avut acel proiect în campania de la alegerile locale. Și eu nu mint, chiar mi s-a părut un proiect interesant. Vreau să vă și spun de ce, nu numai că mi s-a părut, era interesant și fezabil, fiindcă el a fost făcut în momentul ăla, eu încheiând mandatul de ministru, colaboram cu foarte mulți experți în domeniu și proiectul a fost făcut de niște experți în domeniu, niște somități în domeniul infrastructurii. Era practic un studiu de prefezabilitate, să zicem, la nivel incipient. Era și realizabil. Pentru că important și ce este într-o campanie electorală să nu venim să vorbim doar de proiecte. Că poți să vii să vorbești de proiecte, dar dacă omul te și așează la locul pe care dorești să-l ocupi prin votul lui, tu trebuie să vezi mai departe. Tu trebuie să confirmi proiectul ăla. Că nu merge să vii să vorbești de ceva și după aceea să spui, știi, hop, m-am împiedicat pe drum. Eu n-am venit să vorbesc în acel moment despre proiecte care aveam vreo bănuială că nu se pot realiza. Dar, mă rog, așa a fost deznodământul acelei campanii electorale. Mi-am dorit foarte mult în momentul acela să câștig primăria, dar era un deziderat greu și de atunci am spus că faptul că nu sunt deloc de aici mă va afecta pe plan local, lucru care practic s-a și adeverit, pentru că practic asta a fost singura campanie care a fost dusă de oponenți vis-a-vis de candidatura mea. Dar, revenind, acel proiect era fezabil, era gândit în mai multe faze, era un parteneriat în condițiile în care s-ar fi adeverit alegerea în funcție de primar, cu o colaborare împreună cu Consiliul Județean, să facem acest studiu de fezabilitate și probabil acum eram la nivel chiar spre final, dacă am fi avut o firmă bună o firmă bună care să ducă la bun sfârșit acest proiect de investiții. Vorbesc de construcție, fiindcă nu vorbeam de un proiect de infrastructură, nu știu, gen că tot vorbeam de drumuri de legătură între județe, Piatra Neamț-Bacău, drumul expres. Vorbeam de un proiect de mai mici dimensiuni, care era realizabil. Dar, din păcate,
lucrurile nu sunt, cum să vă spun eu, adică nu a început acest proiect cum s-a terminat acum, lucrurile poate să meargă înainte, nimeni n-a oprit Eu asta, pentru mine, nu asta e problema, că dumneavoastră, alții care sunt pe niște funcții, da? Vii, pleci, rămâi, nu vedem. Problema este de ce timp de 3 ani de zile noi suntem încă în situația în care, acum eu mai știu câteva lucruri, dar că am mai întrebat, dar lumea zice, bă, parcă nu s-a făcut nic. Acum nu pot eu să spun ce s-a făcut și nu s-a făcut, pentru că nu, eu aș fi subiectiv, evident. Lumea va sancționa lucrul ăsta sau va aprecia la vot. Vedem după anunțul de astăzi dacă se vor comasa sau nu se vor comasa alegerile. Lucrurile puteau și poate să meargă înainte. Care este ideea? Noi am avut o gândire în trecut și anume să dezvoltăm infrastructura județului Neamț, tocmai ca să-i dăm o importanță economică județului. Chiar ieri am fost pe Valea Muntelui și vorbeam cu câțiva primari și îmi spuneau, domne, totuși parcă județul ăsta pare izolat din punct de vedere economic, deși Valea Muntelui a fost o zonă unde s-a investit colosal de mult, adică cel puțin în 2019 s-au băgat... Nu, deci este clar, acum, acolo, din punctul de vedere al șoselelor, că da. Să nu zic... Și atunci ce trebuie să facem? Trebuie să aducem traficul. Ideea care a fost și cu acea centură, practic să dezvoltăm economic, să se construiască tot felul de capacități, să ajutăm capacitățile deja existente, fiindcă sunt firme puternice în județul Neamț și în zona aici, care au impact la nivel național, adică nu stăm să le facem reclamă, dar le știm foarte bine care sunt și sunt oameni destoinici care vor evolua. Și tocmai cum vii, că aud foarte multă lume, domne, sprijinim mediul economic. Asta este o sintagmă care este foarte interesantă, dar a sprijini mediul economic poți să-l sprijini ca și ales local prin câteva pârghii. Nu poți să-i faci, nu știu, pe componenta fiscală mari reduceri, că n-ai cum, nu ești tu, n-ai atribuțiile astea, dar cel puțin din punct de vedere al infrastructurii poți să vii să ajuți mediul economic și implicit mediul economic mai jos ajută populația. Deci toate lucrurile sunt strâns legate între ele. Important este, știți ce cred că e cel mai important în politică și eu, mă rog, zic că mai sunt încă tânăr, deși nu mai sunt, na, cum eram acum, pe la 30 de ani, dar mi-aș dori să văd mai multă înțelepciune și mai multă toleranță. Totuși văd și am sperat că pe măsură ce lucrurile vor evolua și vor mai îmbătrâni și unii vor mai avansa în vârstă, și în experiență unii lideri vor începe să conlucreze mai bine partidele între ele. Nu e cazul. Nu este cazul, nu din cauza Partidului Social Democrat, pentru că aici cred că este o deschidere totală. Știți, este o utopie. Vedem la nivel național doi oameni care se înțeleg. Indiferent ce se întâmplă sub ei, că tot timpul vor exista acei rechinași, ce vorbeam mai devreme, știți, care tot timpul vin la un lider și spun, vezi că ăla zice, ăla face, dar liderul, dacă e lider adevărat, da, nu se lasă niciodată influențat de bârfele pe care le au din jurul lui. Nu cred că ați văzut vreodată la Partidul Social Democrat și la domnul președinte Harpa să nu fie deschis spre colaborare. Chiar la dumneavoastră în emisiune îl ascultam când spunea lucrurile astea. Dar problema e că trebuie să ai și parteneri de discuție. Pentru că, vedeți, ne ducem un pic mai sus, la nivel național. Să nu credeți că în Partidul Național Liberal nu sunt atâtea voci care ar vrea să nu mai existe această coaliție. Dar toate lucrurile converg către lucrul că trebuie să existe coaliția. Pentru că vorbim de stabilitate, vorbim de niște momente destul de grele în context geopolitic. Deci nu pot interesele personale a unor oameni să dicteze, politica de securitate sau politica economică a unei țări. Acum, aici, din păcate, vedem că în momentul în care ieși și faci tot felul de acuzații, ataci nefondat, vii cu tot felul de povești vis-a-vis de investiții la care tu n-ai niciun fel de aport, numai că deranjează. Adică poți să te pui la masă cu omologul de la PSD și să spui, mă, ce putem face pentru județ? Hai să facem. Dacă tu nu te pui și tot timpul vii cu tot felul de injecții, cu tot felul de acuzații, eu cred că n-are niciun rost. Pe de altă parte, pot să înțeleg atitudinea mai ostilă a președintelui de la PNL. De ce? Sondajele sunt clare. Deci sondajele și naționale și locale sunt clare.
Și arată exact unde se situează PSD-ul și unde se situează PNL-ul. Acum, este normal că fiecare în județul trebuie să dea mesaj de forță, că nu poate să spună, domne, nu suntem bine. Și probabil de asta se vin cu tot felul de povești prin presă sau tot felul de site-uri care mai apar vis-a-vis de spitale, vis-a-vis de lucruri, că să fie un vă mesaj. Vă referiți la comunicatul cu spitalul? Mă refer la toate poveștile astea care devin, cum să vă spun, cred că devin obositoare și pentru membrii PNL, pentru că indiferent cât ar crede cineva că poate mobiliza prin tot felul de comunicate, oamenii știu realitatea și simt realitatea în teren. Și atunci... normal că fiecare în momentul în care lumea știe realitatea, normal că se întreabă, domne, ce facem, ce viitor avem noi într-o zonă în care probabil de la eram cotați acum 3 ani la 22-23% și acum am ajuns la 12-13% sau 15%. E, astea sunt niște probleme care sunt reale, pe care noi am înțeles, Partidul Social Democrat, că fiind într-o alianță, trebuie să mai ajutăm și noi un pic și să sprijinim tocmai ca să funcționeze coaliția, dar asta nu înseamnă că, știți cum e, ai în echipa ta, ai niște oameni cu care trebuie să colaborești, de fapt ei te înjunghe pe la spate și vorbesc tot felul de prostii. Da, știți ce îmi place mie când vorbesc cu dumneavoastră? Reușiți să fiți atât de chilimele. Veninos. Veninos, în sensul pozitiv. Ala, pozitiv de partid. La dumneavoastră, eu înțeleg. Și că am înțeles că trebuie să-i ajutăm. Asta cred că se referă și la negocierile de astăzi de la București. Eu aștept finalul acestei piese de teatru a negocierilor, care, din punctul meu de vedere, se cunosc ca rezultate de vreo 2-3 săptămâni și astăzi, probabil azi, dacă nu, pentru efect teatral să va mai amâna 2-3 zile și probabil vom fi anunțați ceva de genul, vă rog să nu zâmbiți, să nu spuneți, să nu dați din cap că da sau nu, vom fi anunțați ceva de genul alegeri europarlamentare pe listă comună, ceea ce va fi foarte interesant. Locale cu europarlamentare și pe aici, pe acolo, în câteva județe, cu liste comune în anumite funcții la locale. Deci, cum să vă spun eu, și în celelalte județe se va face așa, o luptă. Neamțul, din câte am înțeles, e un județ în care se va merge pe luptă. Da, cine știe la negocieri ce se va obține la București de către unii sau ceilalți. Ideea care este? Toată această alianță strategică care să ne ducă spre stabilitate nu are credibilitate. Dacă la nivel național toată lumea zice Ciolacu, Ciucă, cei doi ce, da? Cei doi ce din România sau ci ce așa, se înțeleg, stau la vorbă sau primesc același telefon și sunt de acord cu ce li se spune, după care nu în teritoriu, în guvern, după aia din guvern în eșalonul imediat inferior, formă în teritoriu, se merge cu dat la joale. Deci nu, e ceva, eu nu pot să înțeleg. Efectiv eu, nu pot să eu, înțeleg. Eu am mai văzut filmul ăsta cu... A mai fost și un USL, au mai fost mai multe... În general, să știți un lucru, copiii neascultători sunt pedepsiți. Dacă e ca într-o familie, părinții se înțeleg și încearcă să creeze o unitate. Știți, avem chestia asta, împreună suntem puternici. Împreună putem fi puternici, dar trebuie să fim și cerebrale, adică nu trebuie să fie... Am înțeles. Unul... Știți, mai sunt copii ăștia zgubilite și care oricât îi spui, domne, stai acolo, el nu tot care îl face. Până la urmă, îl aduci pe drumul cel bun, n-ai ce să faci. Îl duci la clasă, cum e cu copiii, îl duci la clasă cu un soțitor. Da, adică indiferent ce bat câmpii unii cu tot felul de prostii și tot felul de acuze și tot felul, până la urmă la nivel național se va decide. Pentru că lucrurile sunt simple vis-a-vis de anumite procentele nu mint, câștigurile nu mint, adică nu se poate într-un județ în care e roșu să fie altă conducere sau într-un județ unde e galben să fie o altă. Adică mă gândesc că vor fi tot felul de chestii. Eu nu știu că n-am participat la
discuție astăzi sau când se va anunța, se va anunța, eu sunt la Neamț, dar eu spun că această, dacă se va face această comasare, este o chestiune de bun augur, cel puțin și pentru popor. Haideți să vă spun, am făcut atâtea campanii electorale, nu este ușor și nu este nici pentru oameni confortabil să stă atâtea ori la vot. Bașca, o prezență mai mare legitimează foarte bine alegerile. Eu n-am înțeles de ce... Bun, partidele astea mai așa cu o tentă, să zicem, ușor mai extremistă, tot timpul trebuie să se urce pe niște subiecte și zic, s-au apucat, domne, că această comasare va avea un impact negativ. Nu, va avea un impact pozitiv. Iar eu știu un lucru, domne, când ești bun și ești pregătit, poate să fie alegerile, poate să aibă loc și peste două zile. Tu ești pregătit. Nu contează în ce formulă, că nu te afectează formula sub niciun fel, dacă într-adevăr ai un partid tare. N-ai un partid care a crescut pe elemente artificiale. Dar fiecare trebuie să aibă niște subiecte, trebuie să vorbească. Referitor la comasare, repet, din punctul meu de vedere, este un lucru benefic. Nu este un lucru negativ, nu este un lucru care să impacteze în vreun fel rezultatul alegerilor. Am înțeles, dar sunteți de acord cu mine? Uite, facem un schimb. Vă rog. Astăzi sunteți reporterul și eu sunt reprezentantul partidelor care vin comasate, ca să zic așa, la emisiune. Și dumneavoastră, suntem în campanie electorală și avem ora de campanie, eu trebuie să vă răspund dumneavoastră și dumneavoastră ziceți așa, băi, acesta, tovarășul care vie aici, explică-mi și mie, de ce sunteți pe o listă comună la europarlamentare și sunteți separat la locale? Nu știu dacă s-a stabilit sau se va stabili lucrul ăsta. Nici eu nu știu, sunt sigur, dar s-a stabilit. Da, nu știu. Deci o asemenea chestie, eu aș fi foarte curios să văd un răspuns, dar nu un răspuns de genul acela, pentru stabilitatea țării. Păi stabilitatea țării e și în interior, nu numai la Europa, numai în Parlamentul European. Nu, probabil în condițiile, repet, în care se va întâmpla lucrul ăsta, deși, repet, eu nu știu să se, până nu anunță cei doi președinți astăzi sau când vor anunța acest lucru, mă gândesc că pot fi două valențe. Prima să fie un test să vadă exact cât poate să scoată procentual această alianță pe o listă comună, ca să vadă ulterior dacă se pot merge la restul tururilor de alegeri parlamentare, nu știu, prezidențiale. Acum spun ipotetic, nu, da. Deci ceea ce spun, da, este o presupunere, nu este o poziție oficială a partidului. Ce se va scoate și doi la mână în Parlamentul European, să știți că e nevoie de o componență cât mai numeroasă, pentru că dacă această alianță va da un număr mare de europarlamentari, vedem că sunt tot felul de fracțiuni la nivel de Europa, de partide cu o tentă un pic mai extremistă, care se urcă pe mesajele anti-UE foarte mult. S-au urcat începând cu pandemia și a urmat. Acum probabil toată lumea își dă seama că pericolul ăsta se va transfera și în Parlamentul European. Ușor, ușor. Nimeni nu are nevoie acolo de bala. Avem circul. Uitați-vă, eu dau exemplu României. Avem circul nostru în Parlament. Acel circ va fi transpus la nivel european. Adică ce se întâmplă la noi. Vedem, eu sunt siderat de ce văd în ultimile zile că se întâmplă cu tot felul de domni și doamne care fac scandal pe Facebook. Divorțuri, separări, indirecte, adică niște chestii care... Haideți ca să spunem așa, este un sos politic perfect. Da, nu, dar știți ce se întâmplă? Acolo totuși avem nevoie de niște oameni cerebrali, avem nevoie de niște oameni cu experiență. Oamenii ăștia care fac scandalul ăsta, și acum vorbim real, trebuie să sunteți jurnaliști și ați văzut, cu experiență, ați văzut multe figuri politice de-a lungul vremurilor. În afară de un mesaj transmis, ei nu știu să facă nimic. Cel mai grav într-o funcție... Poate, cel mai grav pentru poporul care alege este să trimită în funcție niște oameni care nu sunt capabili să facă nimic, să le livreze doar niște mesaje și atâta. Lucrurile astea s-au întâmplat de-a lungul timpului în România și n-au confirmat. A fost mesajul cu justiția, a fost mesajul cu... N-au confirmat. Niciunul și nu s-a adevărat ce au spus. Ăștia acum au tăbărât că, domne, cu Uniunea Europeană, cu tot felul de drepturi, să ne unim cu Moldova. Perfect de acord. Concret ce faceți? Ce pași? Păi niciunul decât scandal pe Facebook.
Păi am înțeles, asta nu ne ajută cu nimic. Că scandal pe Facebook putem să facem și noi în fiecare zi. Bun. Acum, una e scandalul pe Facebook. Și sunt de acord cu dumneavoastră în mare măsură. Pe de altă parte, nu putem să ignorăm niște lucruri care se întâmplă numai la noi, dar pe mine mă interesează, la noi, cu scânteie de la Bruxelles. Adică nu putem ignora, de exemplu, problemele agricultorilor, nu spun fermierilor. Păi, dar sunt nicio formă. Eu nu spun fermierilor, că agricultorilor din România. Nu putem să le ignorăm, pentru că ele există, pentru că ei au niște probleme. Ei, acești oameni, dacă îi întrebi acum, păi, ce părere ai tu de europarlamentare? Ei îți răspund, marea lor majoritate, cei care sunt așa cu bucățelele alea mici de pământ pe care le lucrează, ei îți vor răspunde, dom'le, nu prea mă interesează. Acum, dumneavoastră ați atins un subiect foarte important pentru Partidul Social Democrat, care tot timpul a fost foarte aplecat către componenta de agricultură. Și știți foarte bine de-a lungul timpului că am reparat nedreptățile făcute în 2017 de cei din 2016, care nu dăduseră la timp subvenția și așa mai departe. Au fost tot felul de probleme vis-a-vis de fermieri și de agricultori și ați văzut că primul ministru Ciolacu a intervenit, cum să vă spun eu, în forță și foarte rapid. I-a chemat pe oamenii la discuții cu ei, au emis acte normative care țin au fost acum de atât de tauțiuni de parlament, cât au făcut au acte normative care au ținut și de către guvern. Ministrul Agriculturii s-a întâlnit în nenumărate rânduri. Conducerea ASF s-a întâlnit cu ei, conducerea de la Ministerul Transporturilor s-a întâlnit cu ei. Adică a fost toată deschiderea pentru această componentă. Chiar vorbeam cu colegii de la partid vis-a-vis de niște programe care vor fi implementate la nivel de județ. Pentru că, bun, noi putem să avem o politică națională care ține de partea de alocări de subvenții, alocări de sume de bani pentru decontarea, nu știu, eventualelor calamități produse cu anumite culturi. Astea sunt lucruri care vin la nivel național, dar avem lucruri care vin la nivel local. Chiar îmi prezentau colegii niște proiecte care vor să le implementeze la Consiliul Județean. Vorbim în legislatura următoare vis-a-vis de construcția de anumite sere care să fie date în gestiune ulterior fermierilor sau agricultorilor de suince pe bani de la bugetul județean, Consiliul Județean. Construcția de târguri, ulterior construcția de fabricilor de procesare pentru a acapara toate pierderile. Adică viziunea pentru agricultură din punct de vedere al Partidului Social Democrat a fost tot timpul, cum să vă spun eu, un punct zero, la fel poate cum știți în trecut se spune că așa sunt și erau, au rămas și vor fi pensionari. Adică noi tot timpul ne-am ocupat de agricultură cu mare, mare atenție. De ce? Pentru că avem câteva domenii care sunt vitale pentru orice populație și aici vorbim de alimentație și implicit de agricultură, vorbim de sănătate și implicit de spitale, vorbim de infrastructură și implicit de dezvoltare economică. Deci sunt niște lucruri care alții le-au dat prin comunicate de presă, da? Iar Partidul Social Democrat a implementat și a livrat faptele. Pentru că una e să, și o să vii să zic, știți, domnul Bălănescu, bă, am și eu un proiect peste 5 ani, poate să facem nu știu ce. Bă, dacă te-ai fost acolo, ce ai făcut? Eu tot timpul asta mă uit. Mie când vine cineva să-mi vorbească, mă uit și un pic în trecutul lui să văd ce a făcut. Că pe baza trecutului poți să analizezi ce va fi cu viitorul. Vis-a-vis de Uniunea Europeană, spuneați de anumite decizii care vin poate parașutate sau nu știu cum acolo. Eu știu că parlamentarii noștri sub nicio formă, cel puțin vorbesc de ai Partidului Social Democrat, nu știu de restul, dar știu că sunt foarte atenți și nu votează orice. Bă, nu votează, dar ideea orice este că politică națională, scuzați-mă, orice politică națională și când vine un regulament, el este direct aplicabil, dar el se pliază pe legislația actuală. Nu poate să vină să spună mie, nu știu, nu mai dau un exemplu. Nu mai mergi cu mașina cu motorină, da, prin Iași. Stai un pic, că eu am o societate, am o populație, am un mediu economic. Eu nu pot să aplic lucrurile astea ad literam. Că în timp găsim niște soluții alternative, fiindcă este o politică comună, asta pot să înțeleg. Dar nu pot să-mi dai lucruri cu aplicabilitate. Așa nu s-a întâmplat niciodată în România. Adică, nu știu, în discuțiile cu fermieri s-au intrat inclusiv până la chestii minuscule de a conduce cu permis de categoria B tractorul pe drumurile publice între tarlale, ca să trebuie să treacă dintr-o tarla în alta pe un drum public și dacă îl prindea. Adică erau niște s-a intrat adânc în corpul legislației tocmai
să eliminăm orice fel de problemă pe care fi putut să o întâmple. Ați fost ministru la transportul. Da, v-ați confruntat direct cu birocrația care este pe programe, proiecte, pe marile proiecte cu finanțare europeană. Deci știți ce birocrație este. Eu m-am uitat și eu și mă înspăimânt. Ai noștri funcționari, și aici eu am o problemă cu Republica Funcționarilor, la nivel național și la nivel județean, și imediat o să vă rog să comentați ceva. Deci la nivelul funcționar, cum să ne blindăm noi scaunele mai bine și lipsa de răspundere? Și atunci iau directiva europeană și nu adaptează. Se duc în extremă. Adică, hai să dăm noi un exemplu că suntem europeni și oprim noi toate capacitățile energetice pe cărbune, că, să dăm un exemplu că suntem tari și acum avem o lipsă în sistem de 2000 de, cum se cheamă, megawatt, sper să nu greșesc. Și alte țări folosesc cărbunele. Exact. Și Germania folosește cărbunele. Adică, aici este o mare problemă și factorul politic. De multe ori, hai să o spunem cinstit, vii ministru într-un loc și nu te pricepi la chestia aia. Ești pus politic până înveți. Ai și un șef de cabinet care de obicei este un om care filtrează totul, toată nu-l pui tu, că el găsește acolo. Și atunci se întâmplă aberații de genul acesta. Băi, ăla nu-și poate muta tractorul, are o tarla pe stânga și una pe dreapta și nu poate traversa. Că n-are, îl oprește poliția și ia permisul sau îi dă amendă sau ce-i face. Asta e problema. Dar apropo de Republica Funcționarilor. Cel mai rău lucru care poate să-l pățească un, nu știu, conducător al instituției, că e ministru, că e președinte, că e primar, e să ajungă captivul funcționarilor. Acum, pentru lucrul ăsta, a spus un lucru foarte bun și de asta vă spun că cei care ajung în funcție trebuie să aibă experiență. De ce trebuie să aibă experiență? În primul rând trebuie să înțeleagă. Înțelesul ți-l dă experiența, că dacă vii într-un domeniu nou în care n-ai avut tangențe, până înțelegi, cum să vă spun eu, termenii de specialitate și tipicul, fluxul informațiilor, legislația și așa mai departe, trece foarte mult timp și atunci devii captiv. Spui, nu fac nimic, să nu facă, știți cum fac unii, nu toți, nu trebuie să-i băgăm pe toți. Unii vin și spun, vai, nu semnați că vă duceți la pușcărie. Când ți-a spus asta, te-ai blocat imediat, zici, mamă, ce fac? Ulterior, după vreo 2-3 luni, afli că probabil ăla a avut un interes ceva și tu ai ținut pe loc un proiect. Aici Partidul Social Democrat are oameni foarte bine pregătiți și a avut de-a lungul timpului și lucrul ăsta a fost recunoscut. Uitați, vă dau un exemplu de un om foarte bine pregătit pe care eu îl apreciez și am o relație de prietenie și e în administrație de ceva timp. Adrian Păduraru, de la Consiliul Județean, vicepreședinte. Are un background puternic în mediul economic, înțelege și să știți că pentru mine ca și om politic și pentru mine, nu știu, ca și cetățean, îmi convine să văd oameni care au trecut prin toate domeniile și ajung într-o funcție. De ce? Ăia înțeleg totul. Ăia nu au frustrări. În momentul în care ai ajuns într-o funcție... Sau ajung să aibă frustrări și nu mă refer neapărat la cazul ăsta, în momentul în care își dau seama că s-au făcut niște lucruri și ele nu s-au făcut exact așa cum ar fi trebuit să facă. Da, probabil. Dar eu vă zic că de cele mai multe ori lucrurile se implementează. Uitați un exemplu pe care îl știm cu toții. Actualul președinte de la PSD, primarul de la Târgu Neamț, domnul Harpa. Un om care a fost în administrație la al treilea mandat și uitați cât a făcut și a confirmat. Sunt lucruri care cred că dacă tu ai aplicarea spre a învăța, spre a dezvolta. Și vă mai spun un lucru care e foarte important, domnul Bălănescu. Ceea ce poate întâlni la foarte puțini politicieni. Umanitatea. Să fii om. Și nu doar pe Facebook. Nu, să fii tu om. Adică să înțelegi că ceea ce faci tu afectează și poate avea repercusiuni. Să nu judeci subiectiv. Să judeci, cum să vă spun eu, pe proceduri, pe legislație, pe rezultat și astfel încât să nu lezezi pe nimeni. Toate astea pot fi îmbinate. Eu vreau să vă spun că îmi amintesc de evoluția mea la transporturi. Am fost secretar de stat, am ajuns ministru în 2017 și m-am întors ministru în 2019. Nici un mandat nu a semănat cu celălalt.
Oricum în 2019 știați mult mai multe decât în 2017. Asta categoric, știam mult mai multe. 2017 a fost un an de pregătire de proiecte, adică a însemnat cu totul și cu totul altceva. 2019 a fost un an în care deja se semnau contracte și pregăteam absorpția de fonduri care avea să fie făcută, uitați acum, colosală pe marile proiecte care au tras bani. Podul de la Brăila, Pitești, Sibiu, Pitești, Craiova, drumuri care au adus o absorpție pentru România colosală. N-am judecat cu patimă niciodată, să știți. Inclusiv acei funcționari, am încercat să vorbesc cu ei și să le explic. Haideți să vă dau, uitați, exemplu de la transport. La transportul cum avem? Avem compania de autostrăzi CFR-ul, le dau pe cele două pentru că ei construiesc obiectivele proiectele de infrastructură mare. Da? CNR-ul scoate la licitație o autostradă, da? Uitați cum a fost cazul, am semnat eu studiu de fezabilitate pentru autostrada Marea Unirii care s-a și atribuit contractul și s-a semnat acum de către domnul Grindeanu. Deci ei scot, proiectul. Scot proiectul. Ministerul dă autorizația de construire a obiectivului. Le spuneam eu în 2019, bă, hai să grăbim un pic chestiile astea, pentru că toate proiectele care au fost lansate, eu le-am lansat cu diverse clauze suspensive. De ce? Ca să câștig timp. Că dacă așteptam să vină toate acordurile și avizele, nu mai era niciunul terminat acum. Probabil se terminau în 2 ani. Și atunci ce le-am spus? Mă, hai să, că suntem, practic, suntem în aceeași instituție. Păi, CNAIR-ul este, cum se spune? Statul e acționar 100%. Da. Eu îi dau autorizație. Hai să-i dau autorizația de construire și lasă să aducă toate avizele, acordurile în 6 luni, că ăla construiește. Dacă e un constructor bun în 6 luni, și face tot. Defilează, da. Nu, mare parte, adică din cel puțin din terasamente, se ocupă de ele. E, la un moment dat îmi zic, anumiți funcționari? Nu. Simplu, nu. Și zic, de ce? Niet. De ce? Că uitați că e un ordin, nicio problemă, de ordin, dau eu alt ordin de ministru să modific. Nu se va supăra nimeni, pentru că el va impacta pe toată lumea. Dar pentru asta ce se întâmplă? Trebuie să ai și soluții la ce spun funcționarii. Pentru asta trebuie să știi bine legislație. Trebuie să știi bine ce e acolo. Domeniul, trebuie să știi legislație. Și atunci, cu ocazia asta, este și un moment bun să filtrezi din ei. Că vezi cine spune tălpi, mă rog, cine spune bariere, să nu vorbim în șarul, da? Cine spune bariere în implementare voit, din incompetență, unde este la fel de rău și că e voit și din incompetență, lucrurile astea nu pot coexista cu o instituție corectă. Și atunci intri în alte proceduri, dar de obicei sunt foarte anevoioase. Adică dacă cineva vrea să facă curățenie, are nevoie de timp, curățenia nu se poate face. Cine spune, domne, m-am dus și dau și fac, astea-s povești. Nu. Ca să faci curățenie într-o instituție și una fundamentată și corectă, îți trebuie timp. În primul rând, să evaluezi, că nu poți să-ți dai seama în 2 săptămâni, 2 luni sau 5 luni cine e cum e. Dar după un an de zile, poți să faci o curățenie corectă, în care să, și eu aș fi de acord, să măresc veniturile celor care lucrează cu adevărat. Și celălalt? Și ceilalți? Hai, ne mai gândim, mai ne plimbăm un pic, mai luăm o vacanță. Ar fi normal. Deci n-am nicio problemă, credeți-mă, eu când mă aud de multe ori, doamne, salariile de la, din administrație. Bă, pentru ăia buni, credeți-mă, ăia buni au rată de returnare în economie mai mult decât muncesc. Adică rentabilitatea pentru... De asta vă spun că sunt oameni care... Câteodată mediul privat i-a învățat chestia asta. Dom'le, ce contează pentru mine? Să am un câștig. Și cum am câștig la stat? Păi dacă omul ăla care îl plătesc, nu știu, dau un exemplu, cu 2 lei... Mă ajută să fac mai repede cu 6 luni. Da, un proiect. Îmi dă înapoi prin ceea ce face el 10 lei. Adică atunci, da, poți să-i măresc lui ăla. Față de la care vine și îmi face aceeași adresă lună de lună. Și acum ați ajuns pe teritoriul meu, ca să zic așa. Vă dau câteva exemple. Apropo de, eu numesc asta Republica Funcționarilor, care atunci când întâlnesc un șef care nu-i târșit în chestia asta și care zice, dom'le, așa e. Vă dau un exemplu. Avem în Piatra Neamț un bulevard, 2 bulevarde și un pod. Podul respectiv, nu, eu vorbesc de podul de la spital, podul de respectiv s-a dărâmat, a fost dărâmat la un moment dat, nu s-a dărâmat, a fost refăcut. Dărâmat și refăcut. Nimeni nu spune de ce s-a întârziat cu podul ăla atâta. Știți ce s-a întâmplat? Când s-a dus constructorul să înceapă lucrarea, bine, aici e și vina
lui și a proiectantului, dar e vina beneficiarului în primul rând. Ca să dărâmi un pod, ai nevoie de o autorizație de demolare. Constructorul nu avea autorizația de demolare. Și de-abia atunci s-au trezit ei că trebuie să facem, să găsim o autorizație să facem. Asta e la Piatra Neamț. Dar vă dau una și din curtea cealaltă ca să nu fim, să nu rămânem datori. Am asistat cu mare bucurie și cu admirație și cu tot ce doresc și cu satisfacția lucrului bine făcut la un comunicat venit, că noi n-am putut participa, că așa e treaba, la inaugurarea oficială a axei strategice 3, Bărgineni spre Bacău. O lucrare livrată cam așa, 60 ceva de kilometri de drum refăcut, nu mai știu câte poduri, nu mai știu câte podețe, etc. Și fraza pe care ați amintit-o și dumneavoastră într-un alt context, în felul acesta venim în sprijinul mediului de afaceri care își va putea transporta marfa pe noua magistrală strategică rutieră, aeriană, nu știu, maritimă, așa, din Neamț. Frumos, nu? În momentul în care îți urci corpul într-o mașină și te duci pe axă, dacă ești atent, la primul pod mai mare observi restricție 30 de tone masă totală autorizată. Nu masă totală autorizată. Adică 30 de tone. Doar pe pod, da. Pe pod. Întrebarea mea este, antreprenor care transport mărfuri din Neamț și am luat de bună chestia că mă duc acolo, de ce pe o axă strategică, rutieră strategică, ca să am pod după refacere, deci s-a dat cu var, s-a turnat asfalt, s-au schimbat balustrade. Era restricție 20 de tone înainte, acum avem 30, că am dat cu var. Nu, de ce se... și la, că nu putea, dar nu s-a înflat la infrastructură, numai la... am întrebat. Întrebarea este, nu, eu nu fac vina celor care au inaugurat. Întrebarea mea este, i-a anunțat cineva că acolo va fi restricție? Pentru că în ziua în care s-a inaugurat nu erau semnele, după care au apărut semnele. Când au apărut semnele, noi am întrebat la poliție. Poliția rutieră. Da, nu există niciun fel de restricție. Am aflat că există. Au aflat și ei după aceea că există. Întrebarea mea este, pe o asemenea lucrare, de o asemenea învergură, că e o lucrare importantă, de ce pot să apară asemenea lucruri în condițiile în care logica elementară este, bă, dacă fac un lucru și tot îl fac din 2014 în continuu până acum, de ce nu-l fac complet? Bun. Acum trebuie luat în calcul următorul. Întrebarea asta e foarte bună, cred că o puteți adresa. Și la pod? Același lucru. Cum este posibil să dau eu liber la o axă, cum se cheamă aici, axă rutieră, coridor de mobilitate. Coridor de mobilitate, imobil, dar mă rog. Dau drumul la constructor, îi spun, domne, gata, ai front de lucru, ai totul, am semnat, ia, e al tău. Și nu-i dau autorizația de demolare a podului. Adică am aflat că și într-un caz și în altul sunt chestiuni, să le spunem, de Republica Funcționarilor. Aici dați-mi voie un pic să, nu știu câte de funcționari. Bun, stați să ne luăm că sunt două lucruri diferite. Primul, cred că aici ar trebui să aveți o discuție cu domnul Basaftei, cu președintele CJ și să-l întrebați pe dânsul, e părerea mea. Doi, cred că acest proiect este un proiect, cum a spus noastră, moștenit. Deci da, corect, este prin 2014. Da, e un proiect care a avut viață lungă, e bine că s-a finalizat. Nu cred, dacă mă întrebați pe mine, că la nivel de conducere de Consiliul Județean au știut, n-au știut care este sarcina total maximă adusă pe acel... După cum, nu știu, fac acum o paranteză și spun în premieră, că pe aceeași axă mai este un pod care are aceeași... Și întrebarea pentru un om care știe, dom'le, cum tu, care ești funcționar acolo, răspunzi de chestia aia, nu te duci, domnul
președinte, domnul ăsta, noi avem o problemă acolo, hai să o rezolvăm cumva. Și te duci cu proiectare, cu tot. Mi se pare aberant. Da, nu, lucrurile astea pot fi remediate încă din cursul, din timpul execuției. Asta vreau să aud de la dumneavoastră. Pot fi remediate. Acum depinde să nu depășească costurile de remediere, quantum care este prins în proiect. De obicei este un quantum pentru neprecurilături neprevăzute undeva la 10%. Nu știu, eu, de exemplu, la autostrăzi mărisem quantum, că era vorba de alte sume. Dar cu expertiză și în același timp, cel care finanțează proiectul, e foarte important să și accepte modificările. Ele nefiind de substanță, deci nu vorbim de modificări de substanță, da? Vorbim de niște modificări probabil și care să nu impacteze și costurile proiectului. E mare, mare importanță, adică dacă pot, îți umflă cu 20% costul, atunci trebuie relicitat și nu se mai face proiectul și mai bine mergi cu el așa. Dar astea sunt lucruri care ar trebui să le, mă rog, le eu vorbesc, motiveze. N-am vorbit cu altcineva da. Lucrurile astea, nu, eu pentru că dumneavoastră știți eu vă cum spun, funcționează. Da, eu vă spun din propria experiență, eu nu spun că ce au făcut ei au făcut greșit sau au făcut. Da. Nu, oamenii au făcut așa cum a trebuit, probabil ca la carte, sunt convins că toată lumea merge pe legalitate maximă peste tot în România. Și de multe ori, și dacă îți permite legea să interpretezi ceva în extenso, mulți nu o fac de teamă. Pentru că s-a creat o mică, nu să zicem paralel, o mică teamă de, știți, și de cel de lângă tine, să nu zică la ceva, domne, vezi că a făcut sau așa. Vis-a-vis de autorizația de demolare, e, aici să știți că nu vreau să mă transform în avocatul nimănui, dar trebuia și constructorul să știe lucrul ăsta. Asta un constructor zis. Cu experiență, adică primește. Republica Funcționarilor. Da, știți unde greșește? Că în momentul în care vezi că am un termen, că risc să pierd fondurile dacă nu execut lucrarea, ce înseamnă? Inclusiv demolarea, că da, asta, eu am spus că da. Și constructorul. Dar atunci funcționarul poate ar trebui să grăbească un pic lucrurile, în sensul că să nu mai pune să așteaptă, nu știu, 15, 20, 30 de zile, să-i dea mai repede tot ce are nevoie, ca să nu zic, că oricum se face în avantajul pietrenilor. Adică absolut. Lăsând la o parte politic, lăsând la o parte ce vreți. A fost un pic bulibășeală în oraș cu toate podurile în lucru și așa mai departe. Dar, mă rog, într-un final s-a terminat. Acum să vedem ce va fi și cu coridorul de mobilitate, cât va fi de mobil. Dar aici e și vina lui pentru constructorul care a făcut nu una. Nici nu știu cine a, nici nu mă interesează cine a construit, ca să ne înțelegem. Nu am. Dar presupun că nu e la prima lucrare și până acum a lucrat, dar pe orice drum ai lucrat când vrei să demolezi sau orice entitate ai vrea să faci când vrei să demolezi, îți iei autorizație. Într-adevăr, trăim în epoca hârtiilor. Eu nu știu, dacă ar fi după mine, poate aș modifica la sânge legislația în sensul să o ușurez foarte mult. Pentru că deci cum să vă spun, e ceva ce... Noaptea minții, da. Da, adică la un moment dat trebuie să ai și foarte multă răbdare ca cetățean și ca om să faci toate lucrurile astea, care ele sunt făcute, de ce sunt făcute? Tocmai ca să nu fie cineva acuzat că s-a făcut un abuz sau o nelegalitate. Și atunci e principiul ăla. Ne acoperim de hârtii. Cât sunt hârtii, orice se întâmplă, domne, uite, eu am făcut conform legii, să nu poată să repușesc nimic. Asta este, de fapt, problema. O să se înțeleagă. Știți, tot timpul dăm exemplu. Ne place, auzeam și când eram eu ministru și acum, domne, uite ce a făcut Polonia. Da, Polonia merge pe repede înainte și la absorbția pe fonduri europene. Așa a mers și în ciclul trecut. Să ne înțelegem, cu riscul de anumite ajustări sau anumite penalități din partea Comisiei, ei au făcut tot ce s-a putut. Deci pentru ei care a fost arhidul? Bă, facem absorbție 100%. Nu contează acum că n-am pus o ăștia în pilă pe pagina 43, că oricum se vede că spuse pe toate. Au creat niște structuri mai elastice. Mult mai elastice și mult mai rapide. Mai elastice și ei au zis așa, bă, cine trebuie nouă? Ia să vedem noi ce ne trebuie nouă. Bă, trebuie să fim tari în agricultură în anumite zone. Și au investit enorm. Trebuie să avem infrastructură rutieră. Ei aveau, da, au investit enorm și acolo. Avem nevoie de legături cu... Hai să investim și acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, a existat o politică națională clară. Categoric, cum și în România. Și o voință. Și o politică națională clară, vedem tot timpul, și aici nu o spun cu răutate, dar, sau cu ușor venit, cum a spus dumneavoastră, dar tot timpul, în momentul în care Partidul Social Democrat a fost la guvernare, a fost o responsabilitate. În rest am văzut, uitați-vă anul 2000, cât a fost 2020 până să vină coaliția, 2021, jumatea anului, certuri în coaliție, PNL, USR, se certau la toate colțurile, se acuzau, unul făcea mai pe deșteptul decât celălalt. Ideea, știți, care a fost că au blocat toate proiectele. Asta a fost ideea. Pentru că în momentul când ajungi în astfel de puncte,
Ai o problemă. De asta vă zic că eu mă uit, credeți-mă, cu atât de mare drag și sunt uimit de, inclusiv de uimit plăcut. De modul cum a evoluat partidul nostru. O să ziceți, da, normal că nu o să zici că a evoluat rău. Dar nu am văzut dușmani. Uitați-vă la Neamț. Noi vorbim de proiecte. Eu nu am fost până acum la câte ședințe am fost eu de când e domnul Harpa președinte să vorbim de, nu știu, contracandidați politici, de, nu, vorbim ce face fiecare pe colegiul lui, pe domeniul lui, pe axa lui, cum poate să ajute la București. Nu există chestia asta. Doamne, hai să ieșim cu uite, hai să-l trimitem pe ăla la o emisiune și să facă ăla, să zică ceva. Noi avem chestiile astea, dușmăniile astea mici. Eu nu înțeleg. La un anumit nivel, că noi totuși facem politică la un nivel, nu facem politică, nu știu, să candidăm, nu avem partid de 2%, dar sunt partide cu istorie, cu asta. Dom'le, când văd ce se întâmplă, pentru mine este halucinant. Ce să înțeleagă tinerii care vor să intre în politică? Dom'le, ca să intru în politică trebuie să-l acuz pe ăla, să-l înjur pe ăla, să fiu șmecher, să fiu... Ce să fiu? Adică nu merge. Politicienii sunt niște modele. Am fost la o emisiune la începutul anului. Și la o televiziune națională și îmi puneau niște secvențe, mi-au pus niște secvențe să le comentez cu George Simion, care s-a îmbătat tocmai în județul nostru, la Borca. A fost da, știu povestea. Și zice, domne, cum comentați? O filmare interesantă, așa. Zice, cum comentați? Nu știu, presupun, așa au zis ei atunci. Da. Zic, domne, eu nu o să comentez ce face omul în noaptea de Revelion, dar vă spun un lucru. El este un model pentru alții. El este un model pentru alții care îl admiră. În paralel mi-au pus o știre tot așa că, de fapt, ăsta era paralelismul, faptul că, mă rog, se presupunea că era într-o stare de bine și cu niște copii minori care consumau alcool în școală. Vedeți rezultatul? Rezultatul ăsta e. Rezultatul e, practic, că în momentul în care tinerii, pentru că avem generații tinere, și eu am un copil de 7 ani, crește, e clasa 1, bineînțeles, dar o să ajungă și el la 13-14 ani și o să vadă și o să zică, bă, ce vreau să fac în viață? Să fiu unul care toată ziua să fac scandal sau să fiu unul care să construiesc? E foarte important ca noi să venim cu niște modele clare și să venim cu niște practici. Dom'le, ăștia sunt oamenii politici, așa trebuie să fie. Nu știu, poate unii au eșuat în viața personală, poate au eșuat, dar profesional și modul în care tu te prezinți trebuie să fie unul impecabil. Da? Deci eu aici să știți că n-am niciun fel de scuză pentru cei care fac bâlci, circ, Și nu dau decât elemente negative în societate. De asta probabil am ușor venit vis-a-vis de anumite persoane și de aici din județul nostru. Acum, eu trebuie să fac neapărat o precizare. PSD-ul n-a arătat cu degetul spre alții, dar la un moment dat a fost de curând o conferință de presă în care au răbufnit. Nu, n-au răbufnit, s-au spus adevăruri. Haideți să vorbim un pic mai nediplomatic și mai pe... Mă rog frumos. Da. Cantitatea de venin o iau eu la mine. Nu, lucrurile sunt foarte clare din ce punct de vedere. La investițiile mari, vorbim de spital, nou spital, nu are nimeni nicio problemă că vrea cineva să bage capul în pusă, să zică și el, domne, ia-mă și pe mine. Și când a fost discuția de comasare, v-am zis, am decis să ajutăm. Bă, vrei să bagi tu capul în poză? Nicio problemă. Te întâlnești cu președintele Harpa, zici, bă, uite, vreau și eu să zic că am ajutat cu ceva. Nu știu cu ce, dar vreau și eu să zic că am ajutat. Bă, nicio problemă. Vino și tu aici, uite, vin la domnul Bălănescu, la emisiune, vine domnul Harpa cu președintele de la PNL și zice, domne, împreună am făcut ceva. Domnul Harpa face chestia asta. Că e un om de calitate, un om de echipă, un om care vrea să construiască. Dar să ieși tu să spui că eu am făcut, că eu, când tu n-ai niciun fel de atribut, ba mai mult vă spun un lucru, în similitudine, uitați-vă ce s-a întâmplat în 2019, că vorbeam de infrastructura de pe Valea Muntelui. 85% proiectul finalizat, a venit PNL-ul, l-a blocat. Ca lucru care putea fi terminat în câteva luni, ca să-l termine un an mai târziu. De ce? Că au făcut tot felul de sesizări, tot felul de plângeri. Cine a suferit? A suferit tot populația de pe Valea Muntelui. La fel și acum. N-a răbufnit, dar a spus adevărul. Cum să vii tu să vorbești de obiective de infrastructură, nu știu ce, în pod și așa mai departe, când tu nu votezi bugetul? Tu nu votezi studiul de prefezabilitate pentru spitalul nou? Cum vorbești tu de adică nu e răbufnire. Într-adevăr, poate modul în care s-a exprimat asta a generat, dar știți cum e? Dom'le, eu înțeleg să fiu un domn, să am un gentleman's agreement, da, când mă acuză cineva pe nedreptate, domnule, trebuie să spun lucrurile pe nume. Adică asta a făcut președintele Harpa, a venit și a spus, domnule, ăștia nici n-au votat și nu e vorba că n-au votat consilierii PNL, să ne înțelegem. I-a urmat un ordin, că a zis, bă, nu votați, zice,
ca să încurcăm. Ca nu cumva în campanie să aibă să zică, domne, adică... Noi n-am votat bugetul, da. Să, cumva să zică, bă, în campanie am brevet realizări și bă, noi PNL-ul să venim să spunem, domne, bă, n-am avut. Nu despre asta este vorba. Când vor înțelege cum se face politica la nivel mare, poate vor evolua. În momentul de față, din păcate, astea sunt niște chestii, niște metehne mici, care eu le-am mai întâlnit la anumiți oameni politici, dar în trecut, că au evoluat și oamenii aia, când blocau anumite proiecte, de ce? Ca nu cumva să aibă realizări ceilalți oponenții, dar ușor, ușor toți și-au dat seama că aceste blocade, pe care le poate face orice partid, să ne înțelegem, nu afectează neapărat partidul de la guvernare sau partidul care conduce, ci afectează populația. Asta este ce trebuie să înțeleagă, din păcate, unele minți care, dacă ar mai asculta, ar putea deveni chiar evoluate și să mai fie foarte încăpățânate. Dar, din păcate, oricât s-ar încerca o comunicare, o, nu știu, imitare a modelului de la nivel național, știți cum e, degeaba e voință dacă nu e putință. Adică, răbufnirea respectivă, practic, a fost o lămurire a situației. Că și eu, în general, știți, noi în lumea politică, fiecare partid are consultanții lui și de multe ori un consultant și dumneavoastră, ca om de presă, poate vă sun și vă întreba, domnul Bălănescu, ce ar trebui să fac în situația asta? Și poate îmi dați un sfat, domne, nu reacționa, lasă așa că trece. Lași odată, lași de două ori, dar nu poți să lași la infinit. Că lăsând la infinit, știți cum e? Goebbels avea o vorbă, o minciună spusă la nesfârșit sau un timp îndelungat, devine adevăr ușor, ușor. Și oamenii ajung să o creadă. De asta președintele ce a făcut, a ieșit, a comunicat cu ambii vicepreședinți în spate, da, și cu Adi Pădurariu și cu Dragoș Chitic, fiecare vicepreședinții de Consiliul Județean. Da, a comunicat cu amândoi ca să vină și să arate și din punct de vedere administrativ, practic ce se întâmplă. Oamenii au venit, au spus, eu sper că s-a făcut lumină în cazul ăsta, dacă nu, o să repetăm acest adevăr din nou, din nou și iar din nou, până când toată lumea va vedea exact ce se întâmplă. Înțeleg că din disperare de pierdere de procente ești capabil să faci orice și aici mă refer la președintele PNL, ca să îți ții echipa cât de cât, pentru că echipa simte, echipa vede. Repet, băi, avem, din punct de vedere al procentului au niște probleme. Ori problemele astea, oricât ar veni cu 7.000 de sondaje făcute, eu mai amintesc că în 2020 era un sondaj făcut care dădea PNL-ul câștigător cu un procent colosal față de PSD. Și s-a, cu două săptămâni înainte de alegeri, s-a plimbat procentul, domne, că avem 55%, PSD-ul 35%, oricum, deci nici nu mai exista PSD-ul pe harta județului. Și uitați-vă ce s-a întâmplat. Adică, chestiile astea și jocurile astea, poți să le încerci odată. E ca în viață, ai încercat odată, ai văzut că nu merge, schimbă placa, că deja nu mai merge. Dar asta, pentru asta trebuie să fie, să fie un om care să fie și autodidact și să învețe din propriile greșeli. Nu foarte căpos. Am înțeles. Ne apropiem de finalul emisiunii. Aș vrea totuși să vă întreb ceva. Cum vă vedeți în perioada următoare ca om politic? În Neamț, în alte zone, veți continua? Vă doriți să continuați? Nu știu că lucrurile sunt volatile și nu pot, în momentul, dar eu vorbesc de dumneavoastră. De ce vă doriți dumneavoastră? Da, nu. Eu îmi doresc ca domnul președinte Harpa să ajungă președintele Consiliului Județean. Și pentru asta eu nu am să trag cât am să pot. Aveți pentru... responsabilitate pe Valea Muntelui, dacă nu mă înșel. Da, am colegiu pe Valea Muntelui. Este un colegiu greu, nu este un colegiu ușor. Un colegiu care în momentul acesta nu arată extraordinar. Dacă ne raportăm la situația administrativă. Acum nici nu puteam să iau un colegiu foarte ușor. Vă dați seama că trebuia să iau un colegiu greu. A fost un colegiu unde am muncit și în 2020. A fost un rezultat bun. Încercăm să facem niște surprize, dar asta implică multă muncă, seriozitate. Mă văd în echipă, să funcționez în echipă alături de domnul Harpa și de colegii mei în continuare. Dar de multe ori, și ce se întâmplă, trebuie să vedem, să așteptăm rezultatele. Da, în funcție de rezultatele europarlamentare și locale. Da. Vedem ce se întâmplă și pe viitor, în sensul că eu sunt convins că de câștigat se va câștiga. Importante sunt și procentele, pentru că ne dorim și scori. De ce? Știți, de obicei, practic ne-a învățat că o organizație puternică beneficiază și de anumite
lucruri pozitive când vine vorba de finanțări de proiecte și așa. Haideți să nu ne ascundem. Un vot, un scor bun la vot înseamnă pentru organizația respectivă și anumite avantaje care se fac după un anumit algoritm, da, înseamnă niște funcții, fac legal, iar tot timpul... înseamnă niște funcții la nivel național, înseamnă finanțări mai bune, etc. Eu am spus-o și am să o repet. Deși s-a investit foarte mult în trecut în regiunea Moldovei, este încă nevoie de investiții de 3 ori mai mari care s-au făcut pentru a ajunge la un nivel aproape similar cu alte regiuni din România care sunt mai dezvoltate. Deci încă Moldova are nevoie de finanțare foarte, foarte mare și pentru asta este nevoie de scoruri foarte bune la alegerile, mă rog, toate tipurile de alegeri, vorbim, nu numai la europarlamentare. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Chiar am vrut să discutăm și să vedem un pic și părerea dumneavoastră, pentru că, așa cum spuneați, citând o minciună spusă de mai multe ori devine adevăr, asta, cum să vă spun eu, românii și nemțenii sunt deja căliți la lucrurile astea. Eu vreau să spun la final doar atât că în ziarul de mâine, în ediția scrisă, o să apară un material și o să-l primiți și dumneavoastră, ca și toți colegii dumneavoastră parlamentari de neamț, indiferent de culoare politică, cu rugămintea să vă exprimați dacă sunteți de acord cu acel material sau nu și dacă sunteți de acord să-l semnați alături de noi, cei de la Mesagerul, și de foarte mulți oameni din județul Neamț, pentru că este o chestiune care afectează întreaga comunitate și care, după părerea mea, a fost tratată cu o lipsă de interes major și este nevoie de un efort comun al tuturor reprezentanților politici, administrativi și al opiniei publice ca lucrurile să se revină într-un normal al lor și să trecem peste tot felul de, cum spuneați dumneavoastră, că am uitat, vine funcționarul ăla, spune, nu se poate. Ba, se putea. Nu s-a dorit din niște interese care mie îmi scapă, poate o să-și dea seama alții. Nu o să spun acum despre ce. Da, aștept să citesc chiar. O să vă transmit da, la toți, da, parlamentarii și domnului prefect, domnului președinte, vicepreședinte, consilierilor județeni, consilierilor locali, Piatra Neamț, primarului municipiului și dacă ori mai fi și viceprimar la municipiul Piatra Neamț, o să vedem. M-am molipsit de la dumneavoastră. Deci am învățat, nu cred că eu am molipsit de-a lungul timpului. Așa. Și după aceea să vedem, dacă cineva nu vrea să semneze, care este motivația pentru care nu vrea să intre în această poveste. Mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc, o zi bună! Mai bine, oameni. Sănătate, cele bune, oameni buni! Să ne vedem cu bine la următoarea emisiune. Sper să mai găsim cafea, dacă nu, căutăm nechezol, dacă mai știți ce e nechezolul. Da. Nu mai știți? Mulți dintre dumneavoastră nici vă puteți gândi. Da, asta e! Numai bine!